Vă spunem bun găsit, dragi ascultători, la emisiunea Experiențe cu Dumnezeu. Stăm de vorbă de data aceasta cu domnul Andrei Munteanu, slujitor la Biserica Râul Sfânt din Londra. Bun găsit, Andrei! Bine v-am găsit! Mulțumesc că ești dispus să ne împărtășești experiențele pe care le-ai avut cu Dumnezeu, așa că fără prea multe introduceri, te ascultăm cu drag. Mă bucur pentru această oportunitate. Este o ocazie foarte bună, ori de câte ori avem ocazia să povestim experiențele pe care le avem cu Dumnezeu. Consider că pentru orice credincios acesta este cel mai important tezaur pe care îl poți acumula de-a lungul vieții. Și cu această ocazie nu o să vă spun toate experiențele pe care le-am avut cu Dumnezeu, nici poate cele mai importante, dar cu siguranță că au fost cele mai importante care au fost în viața mea și a familiei în ultimii 10-15 ani, mai ales de când, cu ajutorul Domnului, am hotărât să ajungem în Marea Britanie. Ca să zic așa, vreau să încep cu poate prima experiență, cea mai îndepărtată ca și timp. Era cândva la începutul anului 2012, chiar de Revelion, practic o zi înainte de Revelion am ajuns în Marea Britanie și am ajuns la un prieten, am stat acolo câteva zile, dar știam că nu pot să stau foarte multă vreme acolo și am început să-mi caut o chirie în care să pot să stau și piața chiriilor era una foarte dificilă în perioada respectivă. Mi-aduc aminte că m-am uitat în mai multe case, mai multe anunțuri. Mi se păreau exagerat de scumpe comparativ cu ce eram obișnuit eu în România. Și am locuit în București, adică știam cam ce înseamnă o chirie scumpă. Și totuși am văzut câteva exemple dintre cele mai descurajante, ca să spun așa. Și mă rugam, deja nu vreau nici să ajung să fiu o povară pe nimeni, felul în care stăteam în Marea Britanie aici. Și după cum știți, cred că știți, majoritatea oamenilor de aici încearcă să găsească o chirie exact cât este nevoie pentru spațiul în care locuiesc ei, altfel este un preț foarte mare de plătit. Și cu ajutorul Domnului m-am rugat, pentru că altfel nu găseam nicio soluție cum să fac să găsesc o chirie cât mai repede și la un preț foarte bun. Și țin minte că mă rugam, dar în același timp căutam pe internet. Era chiar la începutul, să zic așa, perioada acestea cu internetul. Nu erau chiar așa de multe anunțuri pe internet în perioada respectivă, dar nici în altă parte nu prea aveam să cauți decât prin să întreb un prieten. Eu nu prea aveam prieten pe aici, prin Marea Britanie, așa că am rămas cu internetul, ca să zic așa. Și mi-aduc aminte că m-am culcat, era undeva de 11:30 noaptea, cam așa, și nu găsisem nimic. Deja căutam de vreo 4-5 zile chirie și chiar trebuia să găsesc o chirie undeva să mă mut și nu găseam. Și m-am culcat, dar tot cu gândul că trebuie să găsesc o chirie neapărat să mă mut cât mai repede. Și în timp ce dormeam, am visat că în dimineața aceea trebuie să mă uit pe internet și să caut o chirie. Și cumva m-am sculat, era, nu știu, vreo 5:30-6 dimineața, cam așa, și mă gândeam, bă, da, înțeleg treaba asta cu visurile, că e normal dacă te culca stresat să și visezi de ceva de genul ăsta. Dar mi-am zis că mă uit acum ce poate să apară de la 11:30 noaptea până la 6 dimineața, ce anunțe poate să apară pe internet să găsești ceva. Nici nu știam foarte bine zonele, nu știam geografia exact unde să găsesc anumite lucruri, căutam, găseam tot felul de chestii departe de tot. Și la un moment dat intru pe un site pe internet, care era folosit foarte mult la început, și dintr-o dată văd un anunț cu o cameră deosebit de ieftină, undeva la jumătate prețul care îl găseam în mod obișnuit. Și când dau să mă uit un pic pe o hartă să văd un pic cam unde se afla, era undeva la 10 minute, un sfert de oră de mers pe jos din locul în care mă cazasem în momentul respectiv. Și zic, dumne, asta trebuie să fie. Am găsit-o, era 6:30 dimineața, mi-era și rușine, dar cum pot să spun la... Adică era clar că cine a pus anunțul, a pus cândva în mijlocul nopții sau mai târziu și nu pot să sun la 7 dimineața, la 6:30 dimineața. Dar totuși
nu, gândul ăsta nu mă lăsa, trebuia neapărat să fac ceva, undeva pe la 7:15 maxim, deja stăteam ca pe ghimbi, pur și simplu, am sunat, am zis, mă, sper să nu deranjez, sun. Am sunat, persoana respectivă era trează, mergea la muncă, deci era foarte ok pentru ei și le zic, uite, m-ar interesa camera, aș vrea să vin să o văd. Ok, foarte bine, vin o să vezi. În cât timp o să vii? Păi zic, acum, 10 minute, într-o sfert de oră ajung acolo. Am alergat. Deci am alergat până acolo pentru că era aproape, eram foarte nerăbdător să găsesc ceva, eram încântat că era și o familie de români și am găsit o casă foarte curată. Foarte curată, totul era ok. O cameră extrem de mică. Nici puteți să vă imaginați cât de mică putea să fie camera asta. O cameră, deci încape un pat și ușa și trebuia să intre așa pe o dungă ca să poți să intri. Noroc că pe vremea eram un pic mai subțirel. A fost perfect, m-a ajutat Dumnezeu, m-am mutat acolo. Din momentul în care am bătut palma, cum se spune, ca să iau camera, mi-a zis, a durat cam o oră până m-am ajuns să-mi aduc lucrurile, să mă mut efectiv în spațiu. Îmi spune doamna, zice, domnule, m-au sunat vreo 30 de persoane, numai de când ne-am înțeles noi că să-ți dau camera. Și atunci mi-am zis, domnule, uite, așa lucrează Dumnezeu, practic aveam nevoie de camera aia, în mod urgent, nu aveam nicio soluție, nu cunoșteam pe nimeni, dar Dumnezeu m-a ajutat. Și ne-am înțeles cu privire la depozit și cu privire la alte necesități care erau în vremea respectivă și nu vreau să cheltui toți banii care am pe chirie. Dar a fost o experiență care pentru mine, mai ales la început de drum aici în Marea Britanie, a fost o experiență foarte ziditoare. Poate că este experiența de care se lovesc toți cei care merg în Marea Britanie și nu au pe nimeni. Când mergi la cineva, o familie, oameni din rude apropiate, situație total diferită, dar când vii și nu neapărat poți să spui că vii la cineva anume, atunci situația este total diferită. E interesant că patronul de casă, proprietarul, s-a ținut de cuvânt, chiar dacă a avut alternative ulterior. Da, e adevărat. Ceea ce se întâmplă, din păcate se întâmplă și cazul acesta când te înțelegi și da, dar într-adevăr că au fost niște oameni de caracter, oameni care nu erau pocăiți într-adevăr, dar care cred că am rămas cu o mărturie bună în casa lor. Am stat acolo până în momentul în care am adus familia, care n-a durat foarte mult timp, dar am avut o experiență bună în acea casă. Dumnezeu ne-a binecuvântat acolo. Și erau români? Da, erau români, da. Și erai singur atunci sau urma da, să vină și familia? Sigur, în Marea Britanie și în momentul în care m-am mutat eu, era legal să vii, numai că nu era neapărat legal să lucrezi sau nu în orice domeniu. Formele deveneau legale mult mai greu, dura un timp semnificativ de mare care până reușești să faci actele. Și atunci nu am vrut să punem nu neapărat în pericol, dar nu am vrut să fim nici povară pe nimeni, nici nu am vrut să punem la încercare pe Dumnezeu. Am vrut să facem lucrurile într-un mod cât mai responsabil pentru familie și atunci am ajuns la concluzia că cel mai înțelept este să ajung eu prima dată și pe măsură ce lucrurile se deschid, ușile se deschid și pot să pregătesc niște lucruri de bază, atunci putem aduce și familia. Da, și eu am lucrat în Italia și știu că din punct de vedere legislativ intrai în legalitate când ți se încheia un contract de muncă. Și în Marea Britanie era diferit. În Marea Britanie era diferit. Pe vremea aceea nu era drept de muncă. Vorbesc de perioada 2012. Practic, singura metodă sau printre singurele modele prin care puteai să-ți faci rost de acte mai rapid era să-ți înființezi o companie. Și atunci, practic, ce se cheamă în România întreprindere individuală sau, da, ceva de genul. Și atunci, cam aceasta a fost calea pe care mulți români au luat-o la început. Da, minunat că Dumnezeu te-a călăuzit, te-a ajutat și iată că acum, după atâția ani, Dumnezeu, din câte știu, ți-a dăruit o casă frumoasă și ești cu familia. Slavă Domnului, suntem în continuare în chirie, nu e nicio fel de problemă. Aici, în Marea Britanie, foarte multă lume stă în chirie, nu e nimic neobișnuit în asta, dar, într-adevăr, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un proprietar ales de Domnul. Deci, este o experiență de asemenea. Da, și eu am întâlnit aceeași problemă când am mers în Italia, în 2008, după ce am terminat școala. Și aveam drept să muncesc, dar nu puteam să-mi iau casă în chirie, pentru că nu aveam rezidență.
doar după un anumit timp de muncă puteam să solicit rezidența la primărie. Și până atunci ce puteam să fac? Eram și cu soția și acum mă întreb cum de au reușit să facă un contract de închiriere. Dumnezeu a lucrat minunat, ne călăuzește Poate Dumnezeu. Că tocmai în locul ăsta, să zic așa, se potrivește bine următoarea experiență, unde după o perioadă de timp noi agreasem cu familia că în momentul în care începe anul școlar următor, deci practic în zona de toamnă a anului 2012, am agreat că ar fi ideal să aducem familia ca să poată copiii să intre la școală, să ar fi perioada optimă pentru o mutare. Și îmi aduc aminte că primele luni în Anglia au fost teribil de grele, foarte, foarte grele, dar Dumnezeu m-a binecuvântat prin diferiți oameni care, cu care și acum, în zile de astăzi, încă suntem prieteni. Dumnezeu a lucrat într-un mod extraordinar, dar ceva ce a fost, poate să zic așa, mai important sau cu o relevanță mai mare, a fost felul în care era undeva prin luna aprilie, mi-aduc aminte, și eu am făcut un plan cam câți bani aș avea nevoie ca să pot să duc familia, am făcut eu un calcul și era o sumă destul de mare, mult mai mare decât mă gândeam eu că aș putea să strâng, dar am zis, domne, e ok, o să facem toate eforturile necesare ca să putem să strângem banii ăștia. Am făcut un calcul cam câți bani mi-ar trebui să strâng în fiecare lună și mi-am dat seama că era practic jumătatea perioadei, imediat se făcea jumătatea perioadei în care trebuie să vină familia și nu aveam bani suficienți în cont, nici măcar pentru cât mi-am propus eu inițial. M-am rugat tot la fel, aveam un loc de muncă foarte sporadic, lucram practic cu ziua, să zic așa, n-am putut lucra în domeniul în care eram eu pregătit în România, a trebuit să mă reprofilez așa pe repede înainte și la un moment dat s-a deschis o oportunitate să pot să lucrez la calea ferată, dar mi-a spus, vezi că dacă lucrezi la calea ferată durează mult până te pregătești, o să ai multe zile care le pierzi pentru că trebuie să-ți faci niște cursuri, niște calificări și apoi iară în primul an, după ce îți iei aceste permise, nu îți dă voie să lucrezi mai mult de 35 de ore pe săptămână. Și pentru mine asta era destul de tragic, pentru că perioada aceea însemna cam plata era undeva la 7 lire sterline pe oră și asta însemna că undeva la 200 și ceva de lire pe săptămână s-ar putea face maxim, fără să iau în calcul niciun fel de cheltuială, din această meserie, să zic așa. Și atunci suna destul de rău, sincer, nu eram foarte optimist, dar am zis că măcar am garanția că voi avea ceva pe termen lung și după ce vine familia. Și am zis că e ceva ce merită să fac. Și am început să lucrez și Dumnezeu m-a ajutat să iau foarte repede actele. Nu au fost așa de repede cum așteptam eu, dar față de experiența altora, mi-am dat seama după aia că Dumnezeu m-a ajutat să le iau destul de repede. Și am ajuns să lucrez și tot la fel, exact cum mi s-a spus, maxim 35 de ore pe săptămână. Trecuse o săptămână, trecuseră două și deja mă gândeam, îmi făcusem socoteala cam câți bani pot să economisesc maxim pe săptămână, mergând mult pe jos și făcând alte sacrificii, astfel încât să mă asigur că nu cheltui niciun ban care nu este necesar. Și tot nu era suficient. M-am rugat, mă gândeam, Doamne, ce pot să fac, ce se va întâmpla, cum va fi? Și s-a întâmplat un eveniment. În vara aceea s-au organizat Jocurile Olimpice în Marea Britanie și dintr-o dată necesarul de oameni a explodat. Atât de mult a fost nevoie de oameni care să lucreze pe calea ferată, atât de mulți turiști veniseră, că practic nimeni nu mai ținea cont de nicio regulă cu privire la numărul de ore maxime. Și am ajuns să fac și câte 60 și câte 70 de ore pe săptămână, măcar că era foarte dificil. Mi-aduc aminte că practic lucram noaptea, lucram și seara. Pentru mine a fost un răspuns la rugăciune. A fost într-adevăr foarte greu, dar a fost o experiență prin care Dumnezeu a lucrat în pofida așteptărilor, împotriva oricăror așteptări pe care oamenii le aveau în perioada respectivă și oricine discuta mi-ar fi spus aceeași lucru, domnule, nu prea ai cum, ce îmi spui tu, nu se poate. Și am reușit să strâng o sumă de bani, dar nici măcar atunci, chiar și în condiții acestea, n-am reușit să strâng suficient de mulți bani. Și atunci
zilele în care familia să vină erau foarte aproape. Am început să mă uit la niște case. Nu am văzut nicio casă în zona Londrei în care să putem să ne mutăm cu familia. Și în vremea aceea era mult mai prevalentă o situație care acum, într-adevăr, nu mai este așa de actuală. Erau multe sau două sau trei familii care locuiau în aceeași casă, ceea ce provoca multe probleme. Asta este adevărul. În biserică au fost foarte multe probleme din această cauză și a fost un lucru care a spus, Doamne, dacă este voia ta să stau aici și trebuie să ne mutăm în Marea Britanie, eu aș vrea să stăm în casa noastră, indiferent de ce alte sacrificii trebuie să facem, nu aș vrea să împărțim cu nimeni spațiul casei. Chiar dacă nu e micuț, chiar dacă nu e așa de grozav, dar vreau să nu împărțim cu nimeni casa. Și pentru mine asta a fost un lucru care l-am pus înainte Domnului, dar cumva în contextul în care nu aveam bani suficienți, cumva părea oarecum un moft, să zic. Dar am continuat să muncesc, am continuat să mă rog. Dumnezeu așa a lucrat că din cauza faptului că am lucrat o perioadă mai îndelungată în timpul perioadei de olimpiadă, m-am împrietenit cu unul dintre șefii de la Calea Ferată, care îmi spune, uite, eu am fost transferat la în gara din Cambridge și aș vrea să te am cu mine, îmi place foarte mult de tine, aș vrea să lucrez cu tine și am nevoie de un băiat acolo. Zice, plata e tot la fel cum știi, deci nu e mai bine, dar de bine de rău nu o să fii nevoie să stai în Londra. Și am zis, lasă-mă să mă gândesc, o să mă gândesc la treaba asta. În momentul respectiv, dacă hotăream să mă mut în zona Cambridge-ului, ar fi trebuit să fac până la biserică cam o oră și jumătate de condus în fiecare dată când merg la biserică. Și pentru mine asta a fost un impediment la început, m-am gândit mai mult la treaba asta, dar am zis, hai să totuși să ofer o ocazie acestei situații, poate că Dumnezeu totuși hotărăște ca prin această situație să găsim ceva. Și mi-aduc aminte că am început să caut case și exact acea situație ca și tine în Italia, abia venisem în Marea Britanie, actele erau la început, foarte proaspete toate actele, toate erau așa sclipicioase, nu era nimic uzat la ele. Și oriunde mă duceam să mă prezint, să explic, să le zic că caut o casă pentru familie, din prima mi se spunea în principiu că nu se poate. La un moment dat am găsit câteva case care corespundeau bugetului meu, care nu era unul foarte mare, dar de fiecare dată când mă duceam acolo vedeam că nu e ce trebuie. Și majoritatea caselor în Marea Britanie vin cu bucătării mobilate, dar restul casei sunt complet goale. Și sincer, în momentul în care eram noi atunci, mi-ar fi plăcut totuși să găsesc ceva, oricum, câteva un pic de mobilă, pentru că nu aș fi avut bani în plus și așa mi-era foarte greu să iau o casă, să mai iau și o casă, să mai cumpăr după aia și mobilă și asta era foarte peste puterile noastre. Și tot la fel. Ce să facem? Ne-am întors înapoi la rugăciune, ne-am rugat, s-a rugat și soția, știa care situația, deja era undeva început de septembrie, la început de octombrie biletele erau deja cumpărate ca să vină familia. Țin minte că eram destul de înaintați cu perioada de timp și nu găseam nimic, deci pur și simplu nu știam unde o să vină familia. Și am început să mai mă uit pe internet, mai căutat câteva site-uri, dintr-o dată găsesc o casă într-o localitate foarte frumoasă, un pic distanță de Cambridge, dar nu foarte mare, undeva la 10 minute de mers cu trenul. Și mă uit acolo, la această localitate, am găsit o casă care era complet mobilată. Într-adevăr, nu era poate cea mai nouă mobilă sau așa, se vedea că totul era destul de vechi înăuntru, dar pentru noi, mie mi s-a părut că ar fi ideală. Am sunat la agenție, agenția zice, domne, hai să vii să vezi. Și zic, domne, nu trebuie să vin să văd, eu vreau direct să ne înțelegem contractul, să vedem. Și da, hai să vii să vezi casa, domne, dacă e mobilată, e tot ce trebuie, eu n-am nevoie de altceva, eu... Nu, că trebuie să vii să vezi casa. Ok, bun. Am mers, am văzut casa. Bineînțeles, casa era ce trebuia mie. Nu era nici ceva foarte grozav, nu era nici asta, dar era mobilată. Era mobilată, se putea locui în ea acum, fără niciun fel de chestii suplimentare. Și pentru mine asta era un mare plus. Și bineînțeles că a durat undeva la o săptămână jumătate, timp în care mi-a cerut tot fel de acte, orice, tot. Și ce am mâncat când eram mic. Orice, doar ca să afle dacă mă calific, dacă pot să-mi dea casa sau nu. Și așa a lucrat Dumnezeu, printr-o chichiță legislativă,
prin faptul că practic încă nu reușisem să închei un an financiar întreg în Marea Britanie și din cauza că în perioada aceea de vară, când a fost Olimpiada, am lucrat mai mult, practic părea că suma lunară pe care o voi câștiga în medie o să fie una mult mai mare decât am nevoie. În realitate nu era așa, dar așa părea din acte. Și au spus, domnule, da, e ok, te califici, totul e în regulă, zice, dacă poți să plătești două chirii în avans, gata, poți să te muți în casă. Și eu ziceam, fai, dar nu venea să cred. Deci, dintr-o dată, suma necesară pentru mine ca să mă mut și ca să duc familia era mult mai mică decât mă anticipasem eu. Și mi-am dat seama dintr-o dată că mă apropii de bugetul pe care îl aveam eu. Mai aveam o singură problemă. Problema era să găsesc încă o mașină, tot la fel fiind, așa de departe de Londra, trebuie neapărat să cumpăr o mașină ca să pot să merg cu familia. Dar cu trei zile înainte să vină familia, am reușit să primesc cheile, m-am mutat, am reușit să cumpăr și o mașină. Întâmplător a fost o mașină pe care mi-am dorit-o cândva în copilărie. Nu era ea acum nouă, dar era o mașină care cândva, când eram copil, mi-a plăcut și am zis că, uite, se potrivește și bugetului, se potrivește și intențiilor mele. Și Dumnezeu ne-a ajutat cu această ocazie să ne putem muta o casă mobilată în bugetul pe care l-am avut nevoie, foarte aproape de muncă, într-adevăr, într-un context special, să zic așa, am reușit să luăm cu acte în regulă și să stea familia numai noi de noi, fără să fim nevoiți să împărțim casa cu nimeni. Și pentru mine a fost o minune și vă spun, dacă vorbiți cu alte persoane din aceeași perioadă, a fost o minune din partea Domnului. Altfel nu se poate explica. Minunat, uimitor cum Dumnezeu intervine în aspecte aparent neimportante, dar care fac diferența. Și poate așa are obiceiul Dumnezeu să se ascundă. Și reușește când Dumnezeu vrea să se ascundă. Dar iată că în cele din urmă Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre în modul Lui. Exact, la timpul potrivit și dar totuși în timpul optim. Da. Mulțumim, Andrei, pentru aceste relatări minunate. Dumnezeu să te călăuzească în toate. Mulțumim, dragi ascultători, că ne-ați urmărit. Vă dorim călăuzirea lui Dumnezeu și audiție plăcută în continuare.